Mie nu-mi place să mă spăl pe păr acasă și vin la prietenul meu, Marian Capet, aici de față, să mă spele pe păr și să mă aranjeze. Să mă pună pe mine la muncă, nu de altceva. Păi eu știu că lui îi place să muncească foarte mult. Tare. Pentru asta m-am născut, să muncesc, să mă trezesc dimineața. Iuliana ar vrea și o schimbare de look. De asta am venit acum la Capet, pe lângă faptul că trebuia să mă spele pe păr, să mă și tundă. Eu, sincer, mă chinui de mult, atunci aș tunde-o scurt, că mi-mi ușurez mie munca. Hai, Capet, adică să-i dăm drumul la treabă. Că nu contează. Mă tunzi? Te tunzi. Haide. Dar nu comentezi. Nu comentezi. Dar chiar aș tunde până aici, pe bune. Nu, mai scurt un pic. Nu mai stau și eu. Serios? Nu mai stau și eu. Ce curajoasă ești. Cam așa. Haide, bagă. Capet, nu ești nebun. Lasă foarfeca din mână. Nu dai seama cât. Ce? Dă foarfeca. Cât timp câștigăm dacă te tunzi jumate? Cât timp câștigi tu? Da, și nu mai depun atâta efort. Dar nu mă interesează, dă foarfeca din mână. Cu tine, Iana, fost în Zeana, așa? Ce-ți mai face noua relație? Care? Care dintre ele? Cristian, parcă îl cheamă, nu? Dar n-am nicio relație cu nimeni în momentul de față. Bine, cu Capet am. Cu Capet am o relație strânsă. Da, Marian, dar spune-mi, te rog, cum crezi că ar fi bărbatul ideal pentru Iuliana? Ce ar trebui să aibă? Că poate le dăm vreun gând băieților ăstora care vor să o cucerească. Multe proprietăți. Multe proprietăți. Un avion, un private. Asta să o ducă peste tot. Lasă, stai să mai spună, că el acum zice ce visează el. Așa? Eu da, recunosc. Păi asta zic, zici ce mai visezi tu pentru tine? Da. Ca să știu ce să-mi cumpăr, să mă ridic la nivelul așteptărilor tale. Despre Iuliana s-a vorbit că ar fi fost și iubita lui Cătălin Scărlătescu. Nu eram verișoară, vărule, și la un moment dat au dat că ne-am fi combinat, adică nu... Suntem verișori, am rămas încă la statutul de verișor. Nu o să se schimbe asta prea curând. Nu, da, așa mă gândeam că, uite, cine ar putea fi? Ce prieten mai ai în afară de Capet? Ca să văd cu cine te mai cuplează presa. Cu oricine. Ies la o cafea de sex masculin, în secunda 2, noua relație. Eu trec așa de la o relație la alta în funcție de câte cafele beau pe zi, știi? Adică... Da, măi, și știi de și ce? Și de asta pentru... prefer să ies mai mult cu fetele, să nu le mai dau apă la moară. Dacă aș avea o relație, nu m-aș afișa cu respectivul în tandrețuri, în... Nu ești genul. Dragoste mare, să ne vadă toată lumea. Nu, eu păstrez doar pentru mine. Pentru că toți suntem într-un salon, aș vrea să îmi spui ritualul tău de frumusețe. Capete, ce faci tu? Păi ritualul meu de frumusețe începe în momentul în care vin la Capet. Să mă spele pe păr, să mă aranjeze, să aibă grijă de părul meu. Și de obicei merg la saloane pentru că eu n-am răbdare acasă. Cu măști, să mi le fac cu ou. Tot timpul se face la tine? Nu se spală părul singur acasă? Se mai spală și ea singură, dar tot timpul trebuie susținută moral să facă asta, că nu prea se pricepe. Capet, o să zică lumea că nu știu să mă spăl pe păr. Nu, de fapt, îi fac economie de șampon și vin la Capet să-i consum lui produsele. Spune și șamponul și balsamul sau masca de păr pe care să o folosească acasă? Întotdeauna. Nu, le iau de la Capet. Le iau de la Capet. Și cu ele mă spăl, pe ele le folosesc.